YouTube. Sunt Andreea H, makeup artist Bottega Verde și sunt aici să-ți reamintesc că frumusețea este în tine. Dacă te întreb de unde roșul acesta magnific pe buzele mele, o să-ți răspund la întrebare. Din cutiuță de la Bottega Verde. Într-un ton rosetto fantastic, această culoare mă face să mă simt bine, chiar dacă nu o port, așa cum se spune, seara. În episodul de astăzi vom vorbi despre un obicei, pentru că ar trebui să devină un obicei foarte important, și anume de machierea. O avem alături de noi pe Marilena, alături de care vom traduce toate etapele acestui procedeu. De ce spun că demachierea ar trebui să devină un obicei? Pentru că prin demachiere conferim tenului frumusețe și hidratare, frumusețe și strălucire, frumusețe și tinerețe. Trebuie să avem grijă de tenul nostru, să-l respectăm, pentru că odată cu acest respect, tenul ne va arăta cât de fericit este prin felul în care va arăta. Așadar, nu uitați, demachierea este un must be, indiferent dacă ați folosit sau nu machiaj în timpul zilei. Ce trebuie să facem? Să respectăm 3 pași deosebit de importanți: curățare, tonifiere, hidratare. Să începem! Așa cum deja v-am obișnuit, vom începe curățarea pielei prin folosirea apei micelare de la Bottega Verde cu extract de magnolie, flori de portocal și provitamina B5. Este o apă micelară care curăță deosebit de bine. Curățarea feței se face întotdeauna în sensul circulației sanguine. Astfel, în momentul în care curățăm, curățăm de jos în sus pentru a nu exercita presiunea asupra vaselor de sânge. Dacă avem ruși pe buze, vom curăța dinspre exterior spre interior pentru a nu întinde rujul pe toată fața. Ochii se curăță prin mișcări circulare și gentile, în general, pornind din partea exterioară spre partea interioară. Să începem! Te rog să închizi ochii. Rimelul se curăță astfel, cu mișcări ușoare, sus în jos. Și da, demachierea ar trebui să fie făcută atât seara cât și dimineața. Poate vă veți întreba, de ce dimineața? Că doar m-am demachiat azi noapte sau aseară. Pentru că pe timpul nopții pielea lasă în urmă reziduri care trebuie curățate. Dacă nu ne demachiem dimineața, aplicarea fardului, fundului de ten, este un ten care nu este curățat, chiar dacă el a fost demachiat cu o noapte în urmă, nu va da rezultate. Trebuie să ne respectăm pielea, astfel încât pielea și tenul nostru să ne arate cât de frumoase sunt. Pentru a reduce stresul tenului cauzat de curățare, vom folosi un tonic. Tonicul redă pH-ul natural al pielii, astfel încât tenul să devină catifelat, să devină relaxat și să fie pregătit pentru ceea ce urmează. Vom folosi un tonic natural de la Bottega Verde cu extract de afine, care miroase extraordinar de frumos, și starea pe care o ai după ce ai aplicat acest tonic este de relaxare totală. Vom aplica cu mișcări de tapotare acest tonic, fără a stresa pielea. Cum simți? Este relaxant? Răcoritor? Vom lăsa tonicul să pătrundă în piele, fără a forța acest lucru. Printr-o uscare naturală, pielea va deveni relaxată și pregătită pentru ceea ce urmează. Pielea din jurul ochilor este mult mai sensibilă ca restul tenului, motiv pentru care acest produs de la Bottega Verde ajută foarte mult în estomparea cearcănelor atunci când ele apar, pentru a conferi luminozitate ochilor și pentru a ne simți bine.
Vom aplica într-o cantitate mică. Cu mișcări circulare. Vom continua prin aplicarea câtorva picături de acid hialuronic concentrat de la Bottega Verde. Acidul hialuronic se folosește în general după vârsta de 30 de ani pentru a proteja tenul și pentru a prelungi tinerețea acestuia. Produsul vine cu astfel de pipetă care ne ajută să dispunem în mod uniform câteva picături pe piele. Apoi, cu mâinile curate, vom masa ușor evitând zona ochilor, pe care deja am hidratat-o. Vom continua cu aplicarea unei creme hidratante, antiroșață, pentru a acoperi micile pete de pe tenul Marilenei. Ca crema hidratantă, vom aștepta ca aceasta să se resoarbă în piele. Putem să o ajutăm prin câteva mișcări de masaj și astfel încât să conferim și tenului nostru un răsfăț cu adevărat prețios. Acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați, demachierea este deosebit de importantă atât pe timp de seară cât și dimineața. Trebuie să devină un obicei în ritualul nostru zilnic, pentru ca pielea să se simtă și ea tânără și radiantă. Sunt Andreea H, Makeup Artist Bottega Verde și vă așteptăm în continuare cu filmulețe pe canalul nostru de YouTube, Bottega Verde. Nu uita, frumusețea este în tine!